Alege. Ce alegi? 2 euro înseamnă că eu rămân aici. Și ăsta înseamnă că eu mă duc sus la etaj, da? Ok. Suspans. Haide! Să știi că mi-e milă un pic. Un pic de tot. Mie nu. Mie place să câștig, deci nu. Hai să ne gândim întâi cam cum vrem să fie sistemul ăsta. Putem să ne batem foarte lejer pentru performanța multithread, dar pentru jocuri eu cred că trebuie să anticipăm ce vor face ei și să venim cu o placă video mai sus. Da. Fă și-mi un pic de loc, că mă simt așa, zici. Hai, Triță, nu coace, vină mă, nu. Știi ce e foarte mișto? Că mai devreme mă uitam, culmea, mă uitam la Intel. L-ați hotărât deja la procesor? Sincer, da. Am adăugat 7700K. Ok. La plăci de bază i-am dat adinaul filtru pe 1151 și mă gândeam la o placă de bază care are 4 sloturi de RAM. MSI sau Gigabyte? Care e cel mai ieftin? Gigabyte să-i fie numele. Hai să ne alegem întâi o placă de bază, zic. Aș vrea să aibă USB tip C. Ok, vrei să aibă integrat. Da. Deci luăm un ASRock A320M Pro 4. Bun. Mai punem procesor. Da, copila. Deci luăm un 1600. Cât luăm? 16 GB ar trebui să luăm. Uite, eu văd asta, a data. La memorie. Ce ai dat? 16 GB, da? 16 GB de okay. 4. Culmea, singurele pe stoc sunt la 3000. Căutăm un maxim 2400. Pentru că e mai ok ca preț. Hai să vedem. 8 GB, bun. Ori 2. Aia. SSD. Ce avem? Eu aș zice la SSD să mergem cât mai low. Cât mai low. 120 de giga e suficient pentru sistem și 2-3 aplicații, 2-3 jocuri. Hai să luăm un SSD de 240, 200 și ceva, nu? Da. Da, cel mai ieftin. Cel mai ieftin 1080 cât e? Uite, m-a ajuns fi să stai. Este 2682. Bag. Ok, milioane. 426, modem Volcano. Păi aia e bronz, 520 bronz, nu vreau. Deși are eficiență 87%. Să alegem la sursă. Ia uite. Aia. Ia uite ce frumoasă e. Bun. Ups. 299 de lei peste. Mergem decât pe SSD? Scoate hardul, da. Ia să vedem. Odată 50 de lei vin de aici. Niște beculețe, niște un tub cu vopsea să-l facem albastru ca al nostru Intel. Ok. Am făcut wishlist-ul. Iar în wishlist, care este 5969, avem carcasă Thermaltake Versa H34. Eu nu știu de ce am ales o carcasă de 290 de lei. Păi da, ce vrei mai jos? Suntem restrânși de buget. La carcase o să avem de unde să alegem. Carcasa noastră să fie Sharpun VG5. W Red, vine cu 3 ventilatoare roșii, perfecte pentru Ryzen. Între timp am mai schimbat memoria, am pus un quad channel kit de 2800 de MHz și avem 5774. Bun. Avem loc de M2. Avem loc de M2. Mergem la un VD Blue, uite. Gata. 5876 de lei. Mamă, ce mai putem pune? Mamă, ce mai punem? Niște RAM la 3200. Ia să vedem. Memorii RAM roșu, hai să vedem. Roșu. Luăm procesorul ăla pe care m-ați omorât cu el. Ah, uite-l. Ok. Ah, 5969, deci mai avem asta. 30 de lei. Tot 30 de lei mai avem, dar am trecut de la 7700 la 7700K. Deci tocmai am realizat că placa pe care o luasem noi, 1070, era aceeași preț cu 1080. La același preț. La ce mai putem umbla? La placa de bază. Hai să spunem oamenilor ce avem până în momentul de față. 7700K cu 1080, 16 GB de RAM, da, el s-a 16 GB. Și un SSD M2 de 120 GB. Fără carcasă. Eu aș renunța la M2-ul ăla. Și pui ce? Sata, nu e mai ieftin. Unde SSD. Mă, avem 89 de lei. Găsești și tu o carcasă. Ia de pasta. 9 lei. 8 lei 34. Deci, e carcasă Segote Bracing. Carcasă adevărată, 93 de lei. Carcasă adevărată. De 90 de lei cele 2 ori HyperX Fury Black, 8 GB la 2400. Da? SSD Western Digital Green de 120 pe M2, 7700K, placă de bază Gigabyte GAB250M de 2V, GeForce GTX 1080 și sursă de 700 de W. Am luat și am pitrocit tot și am scos placa video din comandă și am înlocuit-o cu asta. E tot 1080, are frecvențele un pic mai ridicate. Pe procesor, GPU bus cu locul este și el un pic mai ridicat
Și are și un surplus de megahertz pe memorii. Minunat. Asta e wishlist-ul final până când decidem să-l schimbăm. Așa, avem așa. Sursă de 520W de la Seasonic, placă video GTX 1080 Armor OC, carcasă Sharkoon VG5 a rămas, procesor Ryzen 5 1600, placă de bază B350M, asta am schimbat-o. 3200 DDR4 16GB și un SSD VD Blue 250GB. Foarte tare, abia aștept.